Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 24 mai 2022. Ridică-i pe ceilalți. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Efeseni 4, versetul 29. Apostolul Pavel este autorul acestor cuvinte. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Efeseni 4, versetul 29. Eugene Peterson parafrazează acest verset astfel: rostește doar cuvinte care zidesc și fiecare cuvânt să fie un dar. Am încheiat citatul. Gândește-te la persoanele cu care îți place să petreci cel mai mult timp. Cum le-ai descrie? Îmbufnate? Pline de amărăciune? Negativiste? Firește că nu. Ele sunt persoane care zidesc, nu care se văicăresc. Ele sunt pasionate de viață. Pe măsură ce îți desfășori ziua de astăzi, înțelege că fiecare persoană cu care te întâlnești va fi afectată de tine, în bine, în rău sau deloc. Modalitatea prin care îi poți zidi pe alții este să-i vezi ca pe o oportunitate și nu ca pe niște obstacole sau obligații. Un expert în probleme de leadership scria: unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face pentru oameni și care îi va atrage spre tine este să te aștepți la ce este mai bun de la ei. Eu numesc lucrul acesta a pune un 10 pe capul fiecăruia. Astfel, oamenii sunt ajutați să aibă o părere bună despre ei înșiși, dar în același timp și tu ești ajutat. Am încheiat citatul. Un sondaj efectuat pe 100 de multimilionari care s-au îmbogățit prin forțe proprii a arătat o trăsătură comună tuturor. Acești afaceriști extrem de realizați aveau obiceiul să caute ce este mai bun la oameni. Benjamin Disraeli, unul dintre cei mai buni prim-miniștri britanici, a spus astfel: cel mai mare bine pe care îl poți face pentru altul nu este numai să-i oferi bogățiile tale, ci să-i le descoperi pe ale sale. Am încheiat citatul. Iar acest lucru îl poți face prin apreciere, prin încurajare și prin faptul că îl ajuți să-și atingă potențialul. Napoleon i-a descris pe lider drept negustor de speranță. El a înțeles că speranța este una dintre cele mai mari avuții. Dacă poți fi persoana care oferă acest dar, oamenii vor fi atrași de tine și mai mult decât atât, îți vor fi recunoscători pentru totdeauna.